приятень. Астась врев сава рекоманд каналул Confusion 66. Есть он канал де гейминг, дедикат специал жокулуй League of Legends. Confusion жока League of Legends ши фача лайвстрим пе Twitch им фиекаре зи, яр моментеле дин лайвстрим сунт пусе пе каналул де YouTube, аша ка ну уйта са те абонезь, линкул спре каналул гасешти ин дескриере сау пе екран. Яр программул де лайвстрим есть пе каналул де Twitch, линкул де асеменя ил гасешти ин дескриере. Акум ва ласан компания луй Кристиан, каре ва ва презента ноул сау епизод. Salutare, prieteni! Cu voi este Cristian și bine ați venit pe canalul Now You Know! Se pare că astăzi nici o zi nu trece fără noutăți, că în spațiul cosmic a fost lansată o rachetă sau că a fost descoperită o planetă pe care ar fi posibilă viața, după ce vom epuiza resursele de pe Pământ. Locuim mult timp pe această planetă, dar încă nu știm totul despre ea. Poate pare că omul și Pământul e un cuplu căsătorit, că noua mai rămas romantică și mistere. Însă, nu e chiar așa. Pământul păstrează multe secrete. Deci, în acest episod vă voi aduce la cunoștință câteva lucruri simple, despre care omul știe foarte puțin sau chiar nu e în stare să le explice. Să începem! Nu știm ce se află sub scoarța Pământului. Vorbind despre planeta noastră și ce se află sub scoarța terestră, nu putem spune că suntem foarte avansați în această direcție. Noi mai degrabă alunecăm undeva pe suprafață, în toate sensurile acestui cuvânt. Doar închipuiți-vă, satelitul Voyager 1 a avut nevoie de 26 de ani pentru a părăsi sistemul solar și aproximativ de tot atâta timp a fost nevoie pentru a săpa în Pământ mai mult de 12 km. Acum vorbim despre Cold Ultra Deep Well, cea mai adâncă fântână din lume, iar până la nucleul Pământului a rămas circa 6500 de km. Observați diferența? Savanții, bazându-se pe studiile despre gravitație, fosile și cutremure de Pământ, încearcă să ne spună ce se află sub picioarele noastre. Acestea însă sunt doar niște teorii, așa că rămâne un mister. Vom reuși vreodată să ajungem la centrul Pământului. Iată de exemplu ce credem noi despre structura Pământului. Scoarța, mantaua, nucleul extern și nucleul intern și așa mai departe. Însă, mulțumită unei descoperiri în 2014, a fost înaintată o teorie că în interiorul Pământului cu adevărat se află un ocean, în care apa e cel puțin la fel de mult ca pe toată suprafața Pământului. Adesea, unde este apă, este și viață. Cine știe ce ființe ne așteaptă sub scoarța terestră? Minerale necunoscute. Noi cunoaștem 5.000 de minerale diferite care există pe Pământ. Pare un fapt impresionant, însă Robert Hazen, mineralog din Institutul Carnegie, împreună cu echipa sa și cu un sistem șmecher a calculat câte minerale sunt pe Pământ. Robert consideră că sunt încă circa 1000 de minerale nestudiate. E impresionant, așa-i? Și nu trebuie să uităm că unele dintre ele sunt foarte rare. Sunt doar câteva locuri pe Pământ unde pot fi găsite. Dacă luăm în considerație faptul că multe locuri pe Pământ sunt slab studiate, ne dăm bine seama că oamenii urmează să descopere o mulțime de minerale noi. Acum vorbim despre mineralele pe care le putem extrage, nemai vorbind despre cele la care acum suntem incapabili să ajungem. Civilizații necunoscute. Dacă v-ați gândit vreodată la civilizațiile antice, posibil v-ați imaginat civilizația Maya sau egiptenii antici. Și asta nu e uimitor, avem o mulțime de dovezi care ne arată că ei au existat. Însă, savanții consideră că civilizații antice au fost mult mai multe, sute sau chiar și mii. Iar despre existența lor noi nu știm nimic. Anume, din această cauză, tot timpul auzim că arheologii descoperă orașe și sate, unde în cele mai vechi timpuri locuiau diferite civilizații. Asta înseamnă că există o mare probabilitate ca Atlantida și alte orașe considerate legendare să fie existat. Pur și simplu încă nu le-am descoperit. Specii necunoscute. Știm că planeta noastră e mare și e locuită de o mulțime de ființe, multe dintre care nici nu le-am văzut sau nu am avut posibilitatea să le studiem. Biologul Jennifer Owen descrie în cartea ei cum a început să documenteze toate tipurile de animale pe care le întâlnea în grădina proprie. Timp de 40 de ani, ea a reușit să documenteze circa 8.000 de specii, 20 dintre care niciodată n-au fost înregistrate în Marea Britanie. 4 dintre ele erau absolut necunoscute pentru știință și toate acestea practic fără de a pleca de acasă. Doar imaginați-vă ce s-ar putea descoperi în urma unui studiu serios. În ultimul timp, în fiecare an se înregistrează circa 15.000 de specii de animale și plante noi. După diferite calcule, în lume există de la 5 până la 10 milioane de reprezentanți al lumii vii, iar noi am fixat doar 1.200.000. E posibil că 85% dintre toate ființele vii de pe planeta noastră să fie încă necunoscute omului.
cum funcționează gravitația? Ce vă vine în cap când auziți cuvântul gravitație? Savanții mereu ne zic, spuneți mulțumesc gravitației, deoarece anume, datorită ei nu ne luăm zborul la fiecare pas și pământul nu părăsește orbita. Și cam atât. Mai multe detalii și explicații despre gravitație nu auzim de la ei. Sunt persoane care susțin cu seriozitate că gravitația e o iluzie și cu adevărat ea nu există. Și iată de ce ea ne duce în eroare pe toți. În natură există 4 interacțiuni fundamentale: nucleare tari, nucleare slabe, electromagnetice și gravitaționale. Anume, gravitația răspunde de ce e ca universul să nu se destrame pe bucăți și e de atâtea ori mai slabă decât cea mai slabă dintre cele 3 puteri. Din acest motiv poate fi greu demonstrat în condițiile de laborator. Pe lângă asta, se cam contrazice cu teoria relativității a lui Einstein. Și încă un moment interesant, savanții nu pot să spună din ce e compusă gravitația, deoarece la nivelul molecular ea pur și simplu nu există. Iată că am ajuns și la final. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like, share, subscribe. Cu voi a fost Cristian, pe curând! Așa că rămâne un mister. Vom reuși vreodată să ajungem la centrul Pământului? Iată de exemplu ce credem noi despre structura Pământului: scoarța, mantaua, nucleul extern și nucleul intern și așa mai departe. Însă, mulțumită unei descoperiri în 2014, a fost înaintată o teorie că în interiorul Pământului cu adevărat se află un ocean, în care apa e cel puțin la fel de mult ca pe toată suprafața Pământului. Adesea, unde este apă, este și viață. Cine știe ce ființe ne așteaptă sub scoarța terestră? Minerale necunoscute. Noi cunoaștem 5.000 de minerale diferite care există pe Pământ. Pare un fapt impresionant, însă Robert Hazen, mineralog din Institutul Carnegie, împreună cu echipa sa și cu un sistem Schmetter a calculat câte minerale sunt pe Pământ. Robert consideră că sunt încă circa 1.000 de minerale nestudiate. E impresionant, așa-i? Și nu trebuie să uităm că unele dintre ele sunt foarte rare. Sunt doar câteva. Deci, în acest episod vă voi aduce la cunoștință câteva lucruri simple, despre care omul știe foarte puțin sau chiar nu e în stare să le explice. Să începem! Nu știm ce se află sub scoarța Pământului. Vorbind despre planeta noastră și ce se află sub scoarța terestră, nu putem spune că suntem foarte avansați în această direcție. Noi mai degrabă alunecăm undeva pe suprafață, în toate sensurile acestui cuvânt. Doar închipuiți-vă, satelitul Voyager 1 a avut nevoie de 26 de ani pentru a părăsi sistemul solar și aproximativ de tot atâta timp a fost nevoie pentru a săpa în Pământ mai mult de 12 km. Acum vorbim despre Cold Ultra Deep Well, cea mai adâncă fântână din lume, iar până la nucleul Pământului a rămas circa 6500 de km. Observați diferența? Savanții, bazându-se pe studiile despre gravitație, fosile și cutremure de pământ, încearcă să ne spună ce se află sub picioarele noastre. Acestea însă sunt doar niște teorii. Salutare, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă recomand canalul Confusion 66. Este un canal de gaming dedicat special jocului League of Legends. Confusion joacă League of Legends și face live stream pe Twitch în fiecare zi, iar momentele din live stream sunt puse pe canalul de YouTube, așa că nu uita să te abonezi. Linkul spre canalul găsești în descriere sau pe ecran. Iar programul de live stream este pe canalul de Twitch. Linkul de asemenea îl găsești în descriere. Acum vă las în compania lui Cristian, care vă va prezenta noul său episod. Salutare, prieteni! Cu voi este Cristian și bine ați venit pe canalul Now You Know. Se pare că astăzi nici o zi nu trece fără noutăți, că în spațiul cosmic a fost lansată o rachetă sau că a fost descoperită o planetă pe care ar fi posibilă viața, după ce vom epuiza resursele de pe Pământ. Locuim mult timp pe această planetă, dar încă nu știm totul despre ea. Poate pare că omul și Pământul e un cuplu căsătorit, că nu a mai rămas romantică și misterie. Însă, nu e chiar așa. Pământul păstrează multe secrete. De locuri pe Pământ unde pot fi găsite. Dacă luăm în considerație faptul că multe locuri pe Pământ sunt slab studiate, ne dăm bine seama că oamenii urmează să descopere o mulțime de minerale noi. Acum vorbim despre mineralele pe care le putem extrage, nemai vorbind despre cele la care acum suntem incapabili să ajungem. Civilizații necunoscute. Dacă v-ați gândit vreodată la civilizațiile antice, posibil v-ați imaginat civilizația Maya sau egiptenii antici. Și asta nu e uimitor, avem o mulțime de dovezi care ne arată că ei au existat. Însă, savanții consideră că civilizații antice au fost mult mai multe, sute sau chiar și mii, iar despre existența lor noi nu știm nimic. Anume, din această cauză, tot timpul auzim că arheologii descoperă orașe și sate, unde în cele mai vechi timpuri locuiau diferite civilizații. Asta înseamnă că există o mare probabilitate ca Atlantida și alte orașe considerate legendare să fie existat. Pur și simplu încă nu le-am descoperit.
Спечене кунускуте. Штим, ка планета ностра е маре ши е локуита де о мултсиме де фиинце. Мулти динтре каре нич ну леам везут сау ну ам авут посибилитатя са ле студием. Биологул Дженнифер Оун дескрие ин картя ей. Кума анчепут са документезе тоате типурле де анимале пе каре ле интальнян градина проприе. Тим де 40 де ани я реуши са документезе чирка 8000 де спечий. 20 динтре каре ничодата на офост инрегистрате Маря Британия. 4 динтре еле ерау абсолют некунускуте пентру Штиинца. Și toate aceste practic fără de a pleca de acasă. Doar imaginați-vă ce s-ar putea descoperi în urma unui studiu serios. În ultimul timp, în fiecare an se înregistrează circa 15.000 de specii de animale și plante noi. După diferite calcule, în lume există de la 5 până la 10 milioane de reprezentanți al lumii vii. Iar noi am fixat doar 1.200.000. E posibil că dăm bine seama că oamenii urmează să descopere o mulțime de minerale noi. Acum vorbim despre mineralele pe care le putem extrage, nemai vorbind despre cele la care acum suntem incapabili să ajungem. Civilizații necunoscute. Dacă v-ați gândit vreodată la civilizațiile antice, posibil v-ați imaginat civilizația Maya sau egiptenii antici. Și asta nu e uimitor, avem o mulțime de dovezi care ne arată că ei au existat. Însă, savanții consideră că civilizații antice au fost mult mai multe, sute sau chiar și mii. Iar despre existența lor noi nu știm nimic. Anume, din această cauză, tot timpul auzim că arheologii descoperă orașe și sate, unde în cele mai vechi timpuri locuiau diferite civilizații. Asta înseamnă că există o mare probabilitate ca Atlantida și alte orașe considerate legendare să fie existat. Pur și simplu încă nu le-am descoperit. Specii necunoscute. Știm că planeta noastră e mare și e locuită de o mulțime de ființe, multe dintre care nici nu le-am văzut sau nu am avut posibilitatea să le studiem. Biologul Jennifer Owen descrie în cartea ei cum a început să documenteze toate tipurile de animale pe care le întâlnea în grădina proprie. Timp de 40 de ani ea a reușit să documenteze circa 8000 de specii, 20 dintre care niciodată n-au fost înregistrate în Marea Britanie. 4 dintre ele erau absolut necunoscute pentru știință. Și toate aceste practic fără de a pleca de acasă. Doar imaginați-vă ce s-ar putea descoperi în urma unui studiu serios. În ultimul timp, în fiecare an se înregistrează circa 15.000 de specii de animale și plante noi. După diferite calcule, în lume există de la 5 până la 10 milioane de reprezentanți al lumii vii. Iar noi am fixat doar 1.200.000. E posibil că 85% dintre toate ființele vii de pe planeta noastră să fie încă necunoscute omului. Cum funcționează gravitația? Ce vă vine în cap când auziți cuvântul gravitație? Savanții mereu ne zic, spuneți mulțumesc gravitației, deoarece anume, datorită ei, nu ne luăm zborul la fiecare pas și pământul nu părăsește orbita. Și cam atât. Mai multe detalii și explicații despre gravitație nu auzim de la ei. Sunt persoane care susțin cu seriozitate că gravitația e o iluzie și cu adevărat ea nu există. Și iată de ce ea ne duce în eroare pe toți. În natură există 4 interacțiuni fundamentale. Nucleare tari, nucleare slabe, electromagnetice și gravitaționale. Anume, gravitația răspunde de ce e ca universul să nu se destrame pe bucăți și e de atâtea ori mai slabă decât cea mai slabă dintre cele 3 puteri. Din acest motiv, poate fi greu demonstrat în condițiile de laborator. Pe lângă asta, se cam contrazice cu teoria relativității a lui Einstein. Și încă un moment interesant, savanții nu pot să spună din ce e compusă gravitația, deoarece la nivelul molecular, ea pur și simplu nu există. Iată că am ajuns și la final. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like, share, subscribe. Cu voi a fost Cristian, pe curând. Așa că prezenta noul său episod. Salutare, prieteni! Cu voi este Cristian și bine ați venit pe canalul Now You Know. Se pare că astăzi nici o zi nu trece fără noutăți, că în spațiul cosmic a fost lansată o rachetă sau că a fost descoperită o planetă pe care ar fi posibilă viața, după ce vom epuiza resursele de pe Pământ. Locuim mult timp pe această planetă, dar încă nu știm totul despre ea. Poate pare că omul și Pământul e un cuplu căsătorit, că nu a mai rămas romantică și mistere. Însă, nu e chiar așa. Pământul păstrează multe secrete. Deci, în acest episod vă voi aduce la cunoștință câteva lucruri simple, despre care omul știe foarte puțin sau chiar nu e în stare să le explice. Să începem! Nu știm ce se află sub scoarța Pământului. Vorbind despre planeta noastră și ce se află sub scoarța terestră, nu putem spune că suntem foarte avansați în această direcție. Noi mai degrabă alunecăm undeva pe suprafață, în toate sensurile acestui cuvânt. Doar închipuiți-vă, satelitul Voyager 1 a avut nevoie de 26 de ani pentru
pentru a părăsi sistemul solar și aproximativ de tot atâta timp a fost nevoie pentru a săpa în pământ mai mult de 12 km. Acum vorbim despre Cold Ultra Deep Well, cea mai adâncă fântână din lume, iar până la nucleul pământului a rămas circa 6500 de km. Observați diferența? Savanții, bazându-se pe studiile despre gravitație, fosile și cutremure de pământ, încearcă să ne spună ce se află sub picioarele noastre. Acestea însă sunt doar niște teorii, așa că rămâne un mister. Vom reuși vreodată să ajungem la centrul pământului? Iată de exemplu ce credem noi despre structura pământului: scoarța, mantaua, nucleul extern și nucleul intern și așa mai departe. Însă, mulțumită unei descoperiri în 2014, a fost înaintată o teorie că în interiorul pământului cu adevărat se află un ocean, în care apa e cel puțin la fel de mult ca pe toată suprafața pământului. Adesea, unde este apă, este și viață. Cine știe ce ființe ne așteaptă sub scoarța terestră? Minerale necunoscute. Noi cunoaștem 5.000 de minerale diferite care există pe pământ. Pare un fapt impresionant, însă Robert Hazen, mineralog din Institutul Carnegie, împreună cu echipa sa și cu un sistem Schmetter, a calculat câte minerale sunt pe pământ. Robert consideră că sunt încă circa 1000 de minerale nestudiate. E impresionant, așa-i? Și nu trebuie să uităm că unele dintre ele sunt foarte rare. Sunt doar câteva locuri pe pământ unde pot fi găsite. Dacă luăm în considerație faptul că multe locuri pe pământ sunt slab studiate, ne dăm bine seama că oamenii urmează să descopere o mulțime de minerale noi. Acum vorbim despre mineralele pe care le putem extrage, nemai vorbind despre cele la care acum suntem incapabili să ajungem. Civilizații necunoscute. Dacă v-ați gândit vreodată la civilizațiile antice, posibil v-ați imaginat civilizația Maya sau egiptenii antici. Și asta nu e uimitor, avem o mulțime de dovezi care ne arată ocean, în care apa e cel puțin la fel de mult ca pe toată suprafața pământului. Adesea, unde este apă, este și viață. Cine știe ce ființe ne așteaptă sub scoarța terestră? Minerale necunoscute. Noi cunoaștem 5.000 de minerale diferite care există pe pământ. Pare un fapt impresionant, însă Robert Hazen, mineralog din Institutul Carnegie, împreună cu echipa sa și cu un sistem Schmetter, a calculat câte minerale sunt pe pământ. Robert consideră că sunt încă circa 1000 de minerale nestudiate. E impresionant, așa-i? Și nu trebuie să uităm că unele dintre ele sunt foarte rare. Sunt doar câteva. Deci, în acest episod vă voi aduce la cunoștință câteva lucruri simple, despre care omul știe foarte puțin sau chiar nu e în stare să le explice. Să începem! Nu știm ce se află sub scoarța pământului. Vorbind despre planeta noastră și ce se află sub scoarța terestră, nu putem spune că suntem foarte avansați în această direcție. Noi mai degrabă alunecăm undeva pe suprafață, în toate sensurile acestui cuvânt. Doar închipuiți-vă, satelitul Voyager 1 a avut nevoie de 26 de ani pentru a părăsi sistemul solar și aproximativ de tot atâta timp a fost nevoie pentru a săpa în pământ mai mult de 12 km. Acum vorbim despre Cold Ultra Deep Well, cea mai adâncă fântână din lume, iar până la nucleul pământului a rămas circa 6500 de km. Observați diferența? Savanții, bazându-se pe studiile despre gravitație, fosile și cutremure de pământ, încearcă să ne spună ce se află sub picioarele noastre. Acestea însă sunt doar niște teorii. Salutare, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă recomand canalul Confusion 66. Este un canal de gaming dedicat special jocului League of Legends. Confusion joacă League of Legends și face live stream pe Twitch în fiecare zi, iar momentele din live stream sunt puse pe canalul de YouTube, așa că nu uita să te abonezi. Linkul spre canal îl găsești în descriere sau pe ecran. Iar programul de live stream este pe canalul de Twitch. Linkul de asemenea îl găsești în descriere. Acum vă las în compania lui Cristian, care vă va prezenta noul său episod. Salutare, prieteni! Cu voi este Cristian și bine ați venit pe canalul Now You Know! Se pare că astăzi nici o zi nu trece fără noutăți, că în spațiul cosmic a fost lansată o rachetă sau că a fost descoperită o planetă pe care ar fi posibilă viața, după ce vom epuiza resursele de pe Pământ. Locuim mult timp pe această planetă, dar încă nu știm totul despre ea. Poate pare că omul și Pământul e un cuplu căsătorit, că nu a mai rămas romantică și mistere. Însă, nu e chiar așa. Pământul păstrează multe secrete. De locuri pe pământ unde pot fi găsite. Dacă luăm în considerație faptul că multe locuri pe pământ sunt slab studiate, ne dăm bine seama că oamenii urmează să descopere o mulțime de minerale noi. Acum vorbim despre mineralele pe care le putem extrage, nemai vorbind despre cele la care acum suntem incapabili să ajungem. Civilizații necunoscute. Dacă v-ați gândit vreodată la civilizațiile antice, posibil v-ați imaginat civilizația mai...